Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin, unde s-au aprobat proiecte importante pentru copiii municipiului. Una din principalele priorități ale edilului Marius Creciu este construirea de noi creșe și grădinițe pentru a ajuta familiile tinere din orașul nostru. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin a fost aprobată predarea terenurilor către Compania Națională de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării, în vederea construirii a două creșe în municipiu, în zona Parcului Tineretului și Serpentina Roșiori. Sunt două proiecte pe bani guvernamentali, de fapt avem trei, pentru că am aprobat și indicatorii tehnici pentru străzile ce le vom asfalta pe programul Angel Salini, dar să mă raportez prima dată la creșe. Da, sunt două lucruri importante pentru municipalitate. Creșele, în primul rând, aveam nevoie din punct de vedere al numărului de copii, pentru că, efectiv, în acest moment, la nivel de municipiu, sunt probleme cu copiii care trebuie duși la creșe. Noi am mai făcut în anii aceștia, din clădirile pe care le avem, am mai făcut două creșe, dar n-am avut niciodată putea să facem una de la zero. Avem două în acest moment, una în zona Parcului Tineretului, una în Serpentina Roșiori. Încercăm în același timp, le-am dus în zone populate, ca părinții să le fie ușor să ducă dimineața copiii la creșe și să acoperim întreaga zonă, să nu mai avem acea circulație, duci copilul din zona Serpentina Roșiori tocmai la autogară. De asemenea, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a făcut toate demersurile necesare pentru obținerea de fonduri prin programul Angel Saligny. Cu aceste fonduri, edilul dorește o modernizare amplă a orașului nostru. Al doilea proiect, cel raportat la Angel Salini, e un proiect al guvernului. Ne ajută pe noi, pe comunități, mai ales comunitățile sărace, să venim cu investiții, să lucrăm la ceea ce avem în primărie, în sensul de problemele pe care le avem legate de asfaltare. Mai încercăm să vedem dacă o să rămână bani să punem și pe alte proiecte, dar 50 de milioane, că 10 milioane de euro asfaltări de străzi în câțiva ani, adevărat, nu într-un singur an sau nu. Dar este important că s-a aprobat acest proiect și noi, Primăria Turnu Severin, suntem pregătiți să depunem documentele pentru a primi acești bani și pentru a primi finanțare în anii care vin. Datorită edilului Marius Creciu, cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce, municipiul Drobeta Turnu Severin a cunoscut o evoluție rapidă în toate domeniile, condițiile de trai crescând considerabil. Acesta a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele, iar modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe sunt doar câteva dintre obiectivele sale. De asemenea, Marius Creciu a realizat ample investiții în cartierele mărginașe ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta Turnu Severin, cetățenii să beneficieze de condiții la standarde europene.